Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți în continuare prezentarea headset-ului Bluetooth Plantronics Voyager 5200UC. Iată headset-ul propriu-zis. În partea de sus avem butoanele pentru volum. Aici avem comutatorul pentru pornirea setului de căști. Să ne concentrăm acum atenția asupra produsului propriu-zis. Casca Bluetooth Plantronics Voyager 5200UC vine la pachet împreună cu o cutie care poate fi folosită pe post de încărcător. Se conectează foarte simplu la un PC prin intermediul unui cablu micro USB. Iată. Și setul de căști se încarcă. În aceeași cutie care servește pe post de încărcător avem și un receiver Bluetooth pe care putem conecta la un laptop sau la un desktop PC. Astfel putem purta conferințe pe Skype. Este foarte simplu și comod să folosim aceste de căști. Haideți să vedem cum arată atunci când este purtat la ureche. Iată cum arată casca Bluetooth atunci când este purtată. Acum casca Plantronics Voyager 5200UC este gata de treabă pentru 7 ore de utilizare continuă plus încă 11 ore dacă este utilizat și încărcătorul portabil pe care vi l-am arătat mai devreme. Un aspect important pe care trebuie să-l aveți în vedere este faptul că această cască are și comenzi vocale. Pentru a răspunde unui apel puteți doar să spuneți answer, iar pentru a respinge un apel puteți să spuneți ignore. Avem de-a face cu un produs foarte util, așteptările voastre despre această cască Bluetooth și vă invit să recomandați și alte produse Plantronics pentru teste.